Drăgan. Start așadar, Drăgan cu mănuși roșii. Tratează acțiunea Drăgan și a pregătit-o îndelung. Mă scuzați, Sachelarie, vine însă foarte bine Drăgan. Sachelaru a pregătit acea lovitură de picior, dar a renunțat la ea, necalculându-și bine pașii. Drăgan vine imediat, iată ce lovitură încercă direct printre brațele adversarului. Bună stânga! Sachelaru stă cam mult, fără să plece în vreo acțiune și... lucrul ăsta evident că nu îi aduce mari beneficii. Bună eschivă pentru Sachelaru, dar coșeu de dreapta, excelent, și Sădmăreanul obligat să asculte numărătoarea. Surprins un pic și pe pas înainte, lovitura a venit din dreapta pentru că Drăgan a plecat foarte bine de acolo și l-a lăsat practic cu nimeni în față. Lovitura a venit surprinzător din dreapta. Și evident că Sachelaru are probleme. Aceeași dreaptă și încă o dată croșul din scurt de această dată pe sub brațul lui Sachelaru, care iată dă și drumul la un croșeu atât de larg încât ai avut impresia că Drăgan are timp să bea și o cafea și apoi să facă eschiva. Bună lovitura de picior, în momentul eschivei Sachelaru primește lovituri dure de picior în cap, foarte periculoase. Eu zic că are șansă că lupta nu s-a încheiat aici. Drăgan își dă seama că cel care controlează disputa aici greșește cu croșeul acesta aruncat mult prea devreme. Dar e un luptător tehnic și are multe, multe arme la dispoziție. Iată ce frumos pleacă piciorul cam odată cu brațul. Când ridică parcă cu acea lovitură jasă de picior pe Sachelaru din acea eschivă, stângă ce și atinge din nou ținta, oricum un pic mai blocat, Sachelaru și-a măsuri de protecție după ceea ce i s-a întâmplat în primul minut al luptei. Bună dreapta și apoi stânga aceea lungă aruncată. Ați văzut ce eschiv a făcut Sachelaru încercând să evite acea lovitură. Bună lovitura aia de genunchi, așa pe final de repriză. Arbitru, timp, repriza a doua, luptă! Sachelaru încearcă să forțeze un pic. Drăgan simte că aici e lovit într-o zonă sensibilă care necesită, în general, vestita săritură pe călcâie. Drăgan simte că poate contra acțiunea adversarului, că poate profita de viteza lui mai mare în execuție și, practic, îl așteaptă pe Sachelaru să vină.
Iată, încă o dată, croșeul de dreapta a dublat lovitura și n-a avut timp să se ferească Sâmbăreanul nici la cea de-a doua. Excelent, brațul stâng ridicat pentru a bloca lovitura de picior, apoi continuă ofensiva lui Drăgan. Stângă bună, aruncată exact într-un moment în care Sachelaru se oprise în fața adversarului. Încă o dată o încercare de dreaptă Sachelaru, dar din nou Drăgan a dat drumul la stângă în momentul oportun. N-au fost lovituri notabile, aș spune. Iată însă o stângă bună la corp, toți cu stânga încerca să lovească și Sârbăreanul. Tot încearcă să-l înghesuie în colț, dar Drăgan are viteza necesară să iasă într-o fracțiune de secundă de acolo și practic toată munca aceea de convingere pentru a-și băga adversarul în colț e făcută de pomană. Iată un 2 din nou, s-a blocat bine aici Sachelaru, dar trebuie să fie atent. Loviturile vin cu o frecvență la care el uneori nu găsește răspunsul. Iarăși dreapta aceea largă ce-l atinge, din nou dreapta. Cred că i-a reușit o lovitură de genunchi lui Sachelaru. Vizibilă această încercare. Drăgoi s-a ferit de mult. Și iată-l, stânga, intrând prin garda adversarului atât de ușor. Și dreapta, încă o dată, îl țintuiește acolo. Lovituri clare, lovituri frumoase, viteză și tehnică în execuție superioară pentru Mirel Drăgan. Presiune, pentru că Drăgan e investit pentru mișcarea sa, pentru vitalitatea sa, pentru modul în care duce ușor tot meciul. Iată ce bine s-a ferit aici. Eschivă și din nou și la întrebări adversarul. Un meci frumos făcut de el. Îți dă impresia, Drăgan, că forțează aici, dată în piciorul adversarului, care s-a apărat bine. Aici pot apărea accidentări, dacă nu ești atent. Drăgan e tipul de luptător care duce lupta așa cum îi convine și câștigă suficient de clar pentru a nu avea probleme. Luptă. Mai mereu. Mă rog, aici în gardă. Tot pregătindu-și atacul, Sachelaru are surpriza că dreapta aceea îl nimerește din plin pe fiecare încercare a lui de a lovi, chiar și cu genunchiul. Oh, un 2 cu stânga aceea care percutează la fix. Sachelaru nu renunță la ideea de a pleca pe atac, doar că acțiunile lui sunt din ce în ce mai lipsite de luciditate și primește lovituri mult mai clare ca repriza precedentă.
Sigur că faptul că încearcă aceste lovituri nu e deloc rău, dar nu-l surprinde cu nimic pe Drăgan. Nu reușește să îl ghicească cu vreo lovitură clară. Excelent joc de picioare pentru Mirel, pentru Drăgan, care acționează exact așa cum trebuie. Iată, din nou cu stânga, oprește ofensiva adversarului, se ferește la timp, pe schivă frumoasă, Sachelaru lovește gol. Stop, se agită antrenorul său. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Cred că i s-a desfăcut o apărătoare. Renunță practic la ea. Știe că mai sunt puține secunde Mirel acolo. Propune Sachelaru schimburi dure, dar el e cel care nu iese bine după ce loviturile se aplică. Aici cred că a fost surprins în săritură. Atenție! E un avertisment acolo, să nu înțeleg. 4, 5, 6, 7, a fost o lovitură pe care eu unul nu am văzut-o, dar probabil că la reluare ne vom edifica. Luptă!